Credincioșii parohiei Timișene Nevrince au primit duminica aceasta vizita preasfințitului părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială Nașterea Maicii Domnului, hirotonind un preot și un diacon. Nu sunt decât 56 de familii în toată parohia aici la Nevrincea. Foarte mulți dintre credincioși sunt în vârstă, însă părintele se îngrijește de această parohie și împreună cu părintele ieromonah Nectarie și cu maicile de la mănăstirea de la Fârdea se îngrijesc de bătrânii din această parohie, în primul rând față de nevoile lor materiale. Este o lucrare care este începută cu mai mulți ani în urmă și continuă și astăzi. Este o împreună lucrare frumoasă între comunitatea preoților slujitori din această parte a eparhiei noastre și mănăstirile din apropiere și nădăjduim ca prezența părinților slujitori din parohiile apropiate și a părinților de la mănăstire și a maicilor să aducă bucurie pe lângă sprijinul material pe care îl oferim credincioșilor. Este o comunitate mică și săracă, dar oameni care se străduiesc să fie al lui Hristos, încet, încet oamenii se adună și se furnizează ca mândulare vie ale Bisericii lui Hristos. Suntem o obște în formare și, cum zice în Sfânta Evanghelie, la Faptele Apostolilor, se adună duminică de duminică la numărul fraților creștini din această parohie. După liturghie, soborul slujitorilor a oficiat taina Sfântului Maslu.